Sunt 76 de ani de la masacrul celor 29 de țărani uciși de trupele fascisto-hortiste în 14 octombrie 1944, un moment de referință pentru istoria Maramureșului și istoria comunității Moisei. Din cauza retragerii frontului, cadavrele au fost îngropate la 2 săptămâni după comiterea masacrului, când localnicii evacuați au putut reveni la casele lor. Având în vedere situația epidemiologică actuală, anul acesta nu au fost organizate manifestări, așa cum s-a întâmplat anii trecuți, pentru comemorarea martirilor de la Moisei. Totuși, ieri a avut loc în Biserica Izvorul Dragoș slujba de pomenire a celor uciși de trupele hortiste, iar astăzi, la obeliscul ridicat în cinstea celor căzuți, au fost depuse gerbe și coroane de flori, făcându-se de asemenea și parastasul de pomenire a celor care nu se mai află printre noi. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta! Rugăm-ne, ți-auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!